Ieșenii au avut ocazia de a interacționa cu persoane cu deficiențe de vedere cu ocazia organizării evenimentului Cafeneaua Inclusivă. Într-un mediu prietenos, această inovație socială pune lumină nu doar provocările cu care se confruntă persoanele nevăzătoare, ci și abilitățile și talentele lor remarcabile. Aflat la a treia ediție, evenimentul are scopul de a facilita un dialog deschis între persoanele cu deficiență de vedere și comunitatea ieșeană pentru a contribui astfel la alăturarea barierelor de comunicare și crearea premiselor necesare în vederea dezvoltării unei comunități inclusive. Anul acesta ne bucurăm de prezența unor tineri cu deficiență de vedere care au abilități deosebite în muzică sau în teatru. Prin diverse proiecte încearcă să-și facă loc în societate, să-și găsească locul de merit și pe deplin într-o societate care observ că face eforturi pentru a putea să ofere spațiu și loc și să faciliteze integrarea tuturor tipurilor de persoane. În cadrul socializării, participanții au putut afla dificultățile cu care se pot confrunta astfel de persoane. La nevăzători se dezvoltă alte simțuri mult mai mult decât cele în mod obișnuit. Și atunci căpătăm și dezvoltăm diferite abilități și ne descurcăm aproape ca o persoană normală. De asemenea, și cântatul la un instrument poate fi dificil. Am studiat de-a lungul timpului. Am 10 instrumente de suflat în palmares. Am început cu orga, după care m-am axat pe instrumentele de suflat și am tot continuat cu ele. E fascinant, mai ales pentru un nevăzător. Când îți pune profesorul un instrument nou în mână, să stai să-l descoperi, e ca atunci când socializezi cu o persoană. La finalul evenimentului, voluntarii sau diferite personalități care au jucat în comunitatea oamenilor cu deficiențe de vedere au fost premiați cu diplome în diverse domenii.